Nu știu dacă e un experiment, pur și simplu cred că este un plan. Bine mai mult pus decât la punct. Experiment. Mai mult decât un experiment. Adică nu există cineva care stă la butoane și se joacă. Păc, apăs și pe ăsta roșu, apăs și pe ăsta albastru să văd ce se întâmplă. Nu există o ordine bine stabilită a butoanelor. Eu așa cred. Așa cred eu. Scuze, adică iertare. Asta este părerea mea. Că am ajuns acum să încep și scuze pentru părerea mea. Mi-e teamă. Impropriu spus mi-e teamă, pentru că, de fapt, eu tot refuz să-mi fie teamă. Conștientizez că în clipa în care chiar voi fi dominată de frică, eu, partida cu mine este pierdută. Și atunci refuz să-mi fie teamă. E un soi de revoltă. Dar mă gândesc cu îngrijorare la copii. Pentru că am înțeles... Am realizat că ei sunt ținta acestei lumi noi, nu? Tot se spune, trebuie să ne obișnuim cu viața asta nouă pe care o să o trăim. Ce înseamnă viața asta nouă? Ce înseamnă? Noi avem puncte de reper, noi avem pe ce să ne bazăm, avem un trecut. Am trecut și noi prin dictatură, am trecut prin comunism, am trecut prin probleme, prin lipsuri, apoi a venit această libertate pe care fiecare a înțeles-o cum a vrut, dar am trăit. Noi, generația mea, și-a făcut meseria, a trăit, a râs, s-a distrat, a mers în străinătatea. Oamenii ăștia care sunt acum tineri și mai ales copiii care sunt în formare acum, care... Acum își dezvoltă și sistemul imunitar și absolut toate circuitele psihice, totul în căpușorul lor, totul acum se formează. Copiii ăștia vor fi învățați să stea într-un pătrățel de mici. Reflexul lor așa va fi format. Să nu iasă din pătratul ăla, pentru că dacă ies din pătratul ăla e nenorocire, moare bunicul acasă. Să nu se apropie de colegul, să nu pună mâna pe el, pentru că e nenorocire. Să nu vadă chipul educatoarei, chipul învățătoarei, care acum zâmbește, acum este încruntată, acum vrea să-l mângâie, nu poate, vrea să-l tragă de ureche, nu poate. Noi am trăit cu chestia asta, tu o să zici, doamne, acum nu se mai trag copiii de ureche. Ba, da, face parte din viață și asta. Pentru că așa se dezvoltă un copil. Un copil se dezvoltă, eu când eram copil mâncam de pe jos. Găseam zarzăre pe jos și mâncam de pe jos. Nu le mai spălam, nu nimic, pentru că sistemul nostru imunitar este în comuniune cu natura. Noi trăim în mijlocul naturii. Copiii ăștia sunt total feriți, sunt dezinfectați pe mâini de frică. Eu înțeleg părinții. Sigur că fiind părinte ai grijă de copilul tău și vrei să-l ocrotești. Dar totuși, cum se dezvoltă el? El nu mai are afect, nu mai are, se dezvoltă fără empatie. Ce facem cu ei? Cât o să țină lucrul ăsta? Copiii care intră acum în clasa 0, copiii care se duc la grădiniță, ce înțeleg ei din asta? Cum să te joci cu un trenuleț după care să vină doamna repede și să-l dezinfecteze, să-l dea cu șervețel și așa? Și... ce e asta? Coșmar. Pentru mine este un coșmar. Eu dacă aș avea acum un copil, aș avea mari probleme. Un copil mic, că un copil mare am. Slavă Domnului, să trăiască. Mulțumesc la fel. Aș avea mari probleme cu ce fac cu el pe 14. Ce faci? L-ai dat la școală? Nu. Nu l-ai dat la școală? Nu. Dar nu de frică de COVID. De frică de ce ți-am spus până acum. Nu. Poate să stea un an acasă, nu-i nicio problemă. Adică în momentul de față emoțional, psihic, mă rog, sub toate aspectele a ceea ce reprezintă ființa umană, în momentul de față copiii, sentimentul tău este că sunt expuși unei situații pe care nu poți să o gestioneze? Da, nu cum să o gestioneze. O gestionează pe asta care este. Vor fi învățați să o gestioneze pe asta. Repet, mie chestia asta cu pătrățelul mi-a dat fiori reci pe șira spinării. Deci copilul ăla, de la 5 ani sau de la 6 ani, va ști că el nu are voie să iasă din pătrățica lui.